Neacordarea normei de hrană este principalul motiv pentru care zeci de polițiști locali au declanșat un conflict de muncă. Oamenii legii au decis încetarea activității și au protestat în liniște în curtea poliției locale situată pe Bulevardul Republicii. Nemulțumirile acestora însă nu se rezumă doar la acordarea normei de hrană. Noi am revendicat niște drepturi care au fost aprobate inclusiv de guvern, de Consiliul Local și s-au călcat în picioare. Nu este un conflict de muncă pentru nerespectarea drepturilor prevăzute în lege. Cum ar fi? Cum ar fi alocarea normei de hrană, acordarea cel puțin 3 zile suplimentare la concediu de odihnă, deoarece beneficiem de sport de condiții vătămătoare, pentru că avem stații de emisie recepție și multe alte probleme care nu se respectă. Noi facem servicii de luni până duminică, deci inclusiv sâmbete, duminici, sărbători legale, suntem pontați numai de luni până vineri. O altă problemă ar fi și acordarea cel puțin 3 zile suplimentare la concediul de odihnă, având în vedere că aceștia au în dotare stație de emisie-recepție, fiind considerată vătămătoare. În timp ce aceștia protestau în curtea instituției, în interior se purtau negocieri între liderul de sindicat, viceprimarul Ploieștiului Raul Petrescu, dar și directorul adjunct Cristinel Toader. În urma discuțiilor s-a ajuns și la o soluție. În urma întâlnirii din această dimineață, dintre reprezentanții primăriei Ploiești, prin domnul viceprimar Raul Petrescu, conducerea poliției locale Ploiești, reprezentanții sindicatului și polițiști locali din cadrul instituției, s-a stabilit ca în termen de 48 de ore sumele pentru norma de hrană să fie virate în contul polițiștilor locali. De altfel, acest conflict de muncă s-a declanșat în urmă cu 4 zile. Acest protest spontan a fost declanșat pe data de 6 martie la schimbul 3, la ora 22, de către colegii care trebuia să intre în tură. La aflarea veștii că urmau să intre pe card pe 10 martie salariile aferente lunii februarie, cât și norma de hrană aferentă lunii ianuarie și februarie, care nu s-a putut achita pentru că nu am avut bugetul aprobat. Nemulțumirea protestatarilor este cu atât mai mare cu cât există polițiști locali din comune prahovene care au primit norma de hrană. Angajații din Ploiești însă vor fi nevoiți să semneze un angajament individual, prin care vor fi obligați să returneze parte din suma primită în cazul în care ordonanța de guvern va prevede altceva la momentul publicării. Dacă aceasta va fi publicată, 170 de polițiști de la Ordine Publică și Serviciul Rutier din cadrul poliției locale vor primi 24 de lei pe fiecare zi calendaristică, însumând 1400 de lei lunar, bani ce provin din bugetul local.